În acest weekend, în Obârșa de Câmp, copiii au participat la un concurs de poezie religioasă și rugăciuni. Acest eveniment a fost organizat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae cu ajutorul primarului Marinela Dumitrele, dar și al directorului școlii gimnaziale din comună. Îngerul cerașul pe ucenii te-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic după mare, eu sunt dat în pământ, dar și-n două locuri, ferește și de rele, mă păzește, amen. În Obârșa de Câmp, autoritățile locale se implică activ în viața celor mai tineri cetățeni din comună. Astfel, împreună cu reprezentanții școlii gimnaziale, dar și ai bisericii, se desfășoară activități interactive, întrucât se urmărește stimularea creativității copiilor și tinerilor, realizarea unor schimburi de experiență, creșterea gradului de implicare a acestora în activități culturale și de dezvoltare personală. Ne spui, te rog, la ce concurs participi? Concurs de poezie. Sunt foarte încântat să particip la acest concurs. În ce clasă ești? A cincea. Ce activitate desfășori tu astăzi? Să concurs la poezie. Și ai pregătit o poezie pentru astăzi? Cum se numește? Da. Înger, îngerașul meu. În ce clasă ești? A doua. Un concurs de poezii și de rugăciuni. Ce ai pregătit? Am pregătit o poezie care se numește Mâna Domnului. Ce înseamnă credința pentru tine? Credința înseamnă că avem încredere în Dumnezeu. Să avem încredere în Dumnezeu. Dumnezeu este ca un fel Tatăl nostru. De fapt, este Tatăl nostru. Ne-a creat, a creat lumea. Și credința este, nu știu cum să zic, nu se poate exprima în cuvinte, atât de frumoasă este. În acest weekend la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, copiii de toate vârstele, împreună cu părinții, au participat la un concurs de poezie religioasă și rugăciuni. Activitatea s-a încheiat cu decernare de premii, constând în diplome, medalii și cărți. Marinela Dumitrele, primarul din Obârșa de Câmp, a fost prezentă la eveniment ca de fiecare dată. Aceasta depune toate eforturile pentru a moderniza comunitatea pe care o conduce și pentru a asigura un viitor mai bun copiilor și tinerilor din comună. Concursul nostru face parte din ciclul de activități pe care parohia noastră le întreprinde în colaborare cu școala gimnazială și primăria Obârșa de Câmp. Deși suntem la prima ediție și l-am numit un concurs, nu este o competiție decât cu noi înșine, prin care ne dorim să ne unim prin rugăciune, prin copiii care astăzi ne-au binecuvântat cu rugăciunile lor. În juriu, alături de primarul comunei Marinela Dumitrele, a fost și directorul școlii gimnaziale din Obârșa de Câmp, Funeriu Marcel, care este permanent preocupat de educația elevilor săi. Astăzi avem un parteneriat între școală, biserică și autoritățile locale, în care va avea loc un concurs de rugăciune. Copiii sunt foarte încântați, noi suntem alături de copii, autoritățile locale ne susțin din toate punctele de vedere și sperăm să fie un eveniment frumos. Preotul Daniel Răcaru este un om cu suflet mare, care cunoaște totul despre noriașii săi și are grijă de fiecare în parte. Acesta, susținut de primarul comunei Marinela Dumitrele, desfășoară periodic activități cu tinerii și copiii pentru a promova valorile culturale și creștine. Ne aflăm astăzi la un concurs de poezie religioasă, care se încadrează la proiectul desfășurat în episcopia noastră Severinul și Strehaiei, Hristos împărtășit copiilor. Cum spune Mântuitorul Hristos, lăsați copiii să vină la mine. Nădăjduim ca prin acest proiect să aducem mai mult lucru frumos în crearea unei comunități mai apropiate de Dumnezeu și de a face copilul să înțeleagă ceea ce înseamnă biserica, de a înțelege ce înseamnă Dumnezeu. Premiile obținute de participanți au fost înmânate chiar de Marinela Dumitrele, primarul comunei. Aceasta acordă o atenție deosebită nevoilor copiilor și tinerilor, deoarece aceștia reprezintă viitorul. Din Colcea Cristian. Concursul Național Rugăciunea în Viața Mea este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației, în perioada 15 noiembrie 2021-21 mai 2022.